A devenit o tradiție ca înainte de praznicul învierii domnului Corala Bărbătească Ortodoxă Armonia Arhiepiscopiei Tomisului să ofere publicului concertul prepascal în vremea aceea. Fresca muzicală sacră pentru soliști, cor și orchestră, compusă de preotul Ion Popescu Runcu, este o transpunere pe notea patimilor lui Isus de la momentul aducerii în fața lui Pilat până la învierea Mântuitorului. Corala bărbătească ortodoxa, Armonia, din care fac parte și doi slujitori ai parohiei din Megidia, preotul Ciobanu Petrică și arhidiaconul Urzicană Mihai, va susține un concert vineri 7 aprilie, începând cu ora 18.30, la Casa de Cultura Sindicatelor Lucian Grigorescu din Megidia. Vineri 7 aprilie, începând cu ora 18.30, cu binecuvântarea înalt prea Teodosie, coral Armonia, din cadrul Arhiepiscopiei Tomisului, va susține un concert la Casa de Cultură a Sindicatului din Megidia. Acest dar muzical poartă pecetea marelui compozitor și preot Ioan Runcu. Este o piesă care se numește În vremea aceea. Este o capodoperă muzicală, am putea spune, creată pentru cor, pentru solist și pentru pian. Ea se dorește uh, a fi una care ne reprezintă și uh, pentru a ne pune în legătură cu uh, aceste evenimente care se vor petrece cât de curând și anume în tot acest proces al mântuirii noastre despre patimile uh, Mântuitorului, despre uh, moartea sa pe cruce și despre învierea sa. Acest concert în același timp, face parte din seria marilor concerte care se dau atât la noi, la Constanța, cât și în țară și în străinătate. Face parte din modul nostru de a ne exprima cultural și iată că ne așteptăm ca această bucurie pe care ne vor transmite cei din cor, pe care îi așteptăm cu mare drag și pe care îi iubim și îi susținem, știind foarte bine că această corală a obținut locuri fruntașe la toate campionatele mondiale ale corurilor care s-au desfășurat atât în Europa cât și în întreaga lume. Corala bărbătească Armonia a fost înființată în anul 2001 în cadrul seminarului teologic ortodox din Tulcea, iar doi ani mai târziu a intrat sub tutela episcopiei Tomisului. Corala este formată din preoți, diaconi și studenții Facultății de Teologie și abordează un repertoriu diversificat compus atât din piese religioase, folclor românesc, colinde tradiționale românești și străine, cât și din piese din repertoriul clasic universal.